doar câteva versete să citesc astăzi un pasaj bine cunoscut de noi, dar care este folositor pentru ceea ce vom vorbi și are de-a face cu uh, această duminică glorioasă, această dimineață de duminică. Și voi citi pasajul din Luca, capitolul 24, de la versetul 1. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt diz de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici ce a înviat. Aduceți-vă minte, ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus. La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fugă la mormânt. S-a plecat, s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de ce le întâmplate. Amin. Vinerea am încheiat slujba cu piatra pusă pe mormânt, ceea ce era o concluzie evidentă la ceea ce uh, am discutat noi. Iisus a ales să moară, nimeni nu l-a silit, nimeni nu l-a forțat ci el de bună voie și-a dat viața pentru păcătoși. Din contră, apropiații lui l-au descurajat. Însă el, ca fiul prea iubit, care știa că fusese ales specific pentru asta, a mers până la capăt. Întunericul a cuprins lumea la propriu, la moartea lui pe cruce, l-a figurat prin păcatul ce domnea. E bine, așa cum vorbeam vineri, um, vineri întunericul a crezut că a biruit. Sâmbătă a fost ziua tăcerii, Dumnezeu nu a spus nimic. E posibil să identifici un sezon și în viața ta în care Dumnezeu tace. Și tot vineri vă spuneam de acel întuneric dinaintea răsăritului. Și de faptul că întunericul nu este veșnic. Întunericul nu are cum să biruiască, ci lumina până la urmă câștigă. Dar este un moment înainte de răsărit când cele două forțe parcă se luptă aprig. Când are loc așa o luptă ancestrală între, între întuneric și lumină, între bine și rău, între speranță și deznădejde. După cum citim în Evanghelii, Maria din Magdala sau Magdalena a fost S-a trezit exact în momentul acela, în momentul acelei lupte între întuneric și lumină, între, între uh, uh, bine și rău. M-am gândit câtă nevoie este în natură, câtă nevoie este pentru plante, pentru animale, de lumina soarelui. Și dacă țineți minte, vorbeam de soare care învie în fiecare zi ca un mire, în fiecare dimineață aduce lumină pământului. Câtă nevoie este de înviere pe planeta noastră care este apăsată de războaie și de ură. Câtă nevoie este de înviere în țara noastră, care de 34 de ani este ucisă perpetu de corupție, înșelăciune și nepăsare. Câtă nevoie de înviere este în orașul nostru, străpuns de scandaluri, asaltat de poluare, înghesuială lacumă de blocuri. Uitați-vă la afișele electorale din dreptul gropilor din asfalt. Dar vreau să întreb astăzi, dincolo de problemele evidente, dacă cumva este nevoie de înviere în familia ta, dacă cumva astăzi este nevoie de înviere în inima ta, și vă spun sincer, mișcat de seara de vineri, de experiența extraordinară pe care am avut-o aici la Cruce. Vreau să vă spun că sufletul nostru are nevoie de înviere. Duhul nostru are nevoie de înviere. Chiar și trupul nostru are nevoie de înviere. Și astăzi, la început, înainte de orice, vreau să îți spun ceva. Hristos a, a înviat. Și Hristosul înviat nu mai moare niciodată. Și prin credința în Hristosul înviat, noi la rândul nostru, avem parte de această înviere. Doamne, dă-ne această credință. Ce irisip ar fi să vii duminică dimineață la biserică și să nu înțelegi acest adevăr colosal. Acest adevăr atât de important. Hristos a înviat. Ce pot să-ți facă oamenii? De ce te temi? Ce ar putea să-ți facă Moartea, dacă Hristos, Domnul, a înviat. De ce te uiți cu teamă în viața ta, dacă Hristos cu adevărat a înviat? Este, este o întrebare care, până la urmă, trebuie să-și găsească răspuns în această dimineață a învierei. Și vreau să vorbim despre câteva evenimente premergătoare, să așezăm exact locul și timpul povestirii noastre. Este primăvara anului. Timpul Marii Sărbători de Paște din Ierusalim, în luna evrească din Nisan, care este la începutul lunii Aprilie în calendarul nostru, Paștele începe întotdeauna pe 14 Nisan, care în acel an a căzut vineri. Cercetătorii care folosesc datele astrologice au stabilit că data Sărbătorii Paștelui, în timpul căruia Isus a fost răstignit, a fost fie 3 Aprilie, 33 după Hristos, sau 7 Aprilie anul 30 după Hristos. Hristos cu ucenicii intră călare pe un măgăruș în Ierusalim ca împlinirea profeției din Zaharia. El este împăratul mult așteptat, împăratul promis, eliberatorul. însă după cum știți deja, el intră în aclamații în urale în Ierusalim și face nimic. Marcu specifică că după ce a intrat în Ierusalim, s-a uitat în dreapta, în stânga și a plecat în Betania. Mă gândesc la dezamăgirea ucenicilor, care și-au imaginat că el a venit atunci, a intrat triumfător și în sfârșit, în sfârșit se împlinește promisiunea și profeția din scripturile iudaice. O mulțime de oameni au fost dezamăgiți. Chiar și printre ucenici, cum spuneam, mă gândesc că era un soi de dezamăgire. Apoi se întoarce în Ierusalim joi seara la cină în casa lui Ioan Marcu, acolo în camera de sus stabilește uh, cina cea de taină, spală picioarele ucenicilor, le dă ultimele instrucțiuni, și după ce termină de cântat salmii potriviți ce se cântau, uh, pleacă cu, ucenici în grădina, cu ucenicii în Grădina Ghețimanii. Acolo este un loc unde ei mergeau des. El se ruga singur într o parte, ucenicii obosiți au adormit. Și am discutat vineri despre rugăciunea lui și am vorbit despre faptul că din cea mai mare suferință a ieșit cea mai mare binecuvântare. Iuda l-a identificat, l-a sărutat, a fost dus la Ana sau Anania, apoi la Caiafa, a trecut pe la Irod, căruia nu i-a spus niciun cuvânt, în fața lui Pilat, autoritatea romană care reprezenta statul pe împărat, doar a confirmat că este un rege, dar nu din această lume. Realitatea este că el a venit ca un rob și a murit ca un rob. Pilat în încercarea de a scăpa, au pus pe oșten să-l bată cu sălbăticie, ca să potolească sete de sânge a ideilor, a văzut că nici așa nu poate să scape. L-a adus pe baraba în față, a spus, ce alegeți între Iisus, care nu are nicio vină, clar, toți știți lucrul ăsta, eu știu lucrul ăsta, Irod spune lucrul ăsta și între Baraba, care este un criminal ce trebuie condamnat și ei l-au ales pe Baraba și au ales și blestemul asupra lor și a copiilor și a copiilor lor. În final, a fost dus după un drum istovitor, a fost pus pe cruce, pe dealul căpățânii, între doi tălhari rostește cele șapte ziceri pe cruce și spune tetele, stai, adică s-a isprăvit. L-au luat de pe cruce înainte de apusul soarelui, ca orice evreu respectabil trebuia, orice evreu respectabil trebuia să fie acasă atunci când apunea soarele ca să respecte tradiția sabatului, l-au înfășurat în grabă într-un giulgiu, l-au pus în mormântul lui unui bogat ca să se împlinească Isaia 53, din punct de vedere pământesc, s-a făcut tot ce a trebuit să fie făcut. Dar să revenim la dezamăgirea și la uh, experiența ucenicilor. Luca, în raportul lui, doctorul Luca, spune că cei doi care mergeau pe drumul Emausului și s-au întâlnit cu Hristosul înviat, pe care nu l-au recunoscut, i-au prezentat motivul supărării. Și când Iisus se face că nu știe despre ce e vorba, despre cine vorbiți, care este treaba, de ce sunteți supărați, ei spun, tu ești singurul străin în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat zilele astea. Știi cine spune fraza asta? Că toată lumea știa despre uciderea acestui nevinovat. Că Isus era figura proeminentă în Israel la momentul ăla. Cum tu ești singurul care nu citești presa? Ești singurul care nu urmărești știrile? E singurul care nu știi ce? Le-a răspuns el. Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret? Care era un proroc puternic în cuvinte și fapte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbrăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Din spusele lor, erau clar dezamăgiți. Credeau că El era cu adevărat Mesia, cel puțin Mesia pe care l-au așteptat ei și suferiseră o dezamăgire majoră. Toți ucenicii erau ca niște boxeri care tocmai suferise în un upercrut, erau groghe, fără să mai înțeleagă exact ce se întâmplă. Ei credeau că vor domni împreună cu el. Și acum au fost risipiți, alungați, confuzi și năuciți de evenimente. Acum, ce mai rămâne de făcut? Cum să gestioneze ei tristețea și dezamăgirea? Vine, spuneam, dar vine duminică. Vine duminică. După vinerea neagră, urâtă, când l-au bătut, l-au bojocorit, l-au scuipat, l-au insultat, l-au pus pe cruce, bătându-i în mâini și în picioare piroane, ispitindu-l să se dea jos de pe cruce, după trei ore de eclipsă, după moartea însoțită de un cutremur extrem, a venit sâmbăta liniștii. Sâmbăta sau sabatul evreiesc, toți au fost în lockdown, închiși în casă și dezamăgiți. Închiși în casă, mă gândesc, legați de, de religie și de cutume. Domnul le spusese că sabatul trebuie să fie odihnă și închinare. Ei au făcut din el un scop în sine și astăzi este la fel. Sâmbătă de sabat, când evreii sărbătoreau odihna Domnului după lucrarea sa din Geneza, ucenicii spuneau unul altuia, s-a terminat, ce să facem? Am citit pasajul ăsta. Ca să vedem că atunci când au venit femeile și le-au spus mormântul este gol, mai mult, au fost acolo niște îngeri care ne-au spus de ce căutăm pe cel mort printre cei vii. Petru spune, Marcu, de fapt, dar Petru i-a dictat că n-au crezut. N-au crezut și Petru a alergat. În Ioan aflăm că a alergat și cu cel tânăr și cu Ioan ca să meargă să vadă și totuși nu a crezut. Fiul lui Dumnezeu, cel care a fost, despre care a fost profețit, a fost pus în mormânt. Sâmbătă, iadul, moartea, satan cu bene Elohim, strânși împreună în lanțuri, se bucurau, Domnul vieții a murit în final, moartea a biruit, Planul Fiului Lui Dumnezeu a ieșuat. Uite-l, este în mormânt, înfășurat în giulgiu, culcat în mormânt. Au pus o piatră mare pe mormânt și o strajă romană care îl păzea. Unde ați mai auzit ca soldații să păzească un mort? Pentru ce să păzești un mort? De ce să-l păzești? Ei, tocmai aici, tocmai aici înțelegem noi Că diavolul, diavolului a fost frică. Toate forțele din univers s-au unit împreună împotriva lui. Religia iudaică cu reprezentanții ei. Legea romană cu soldații înarmați. Pietrele care trebuiau să strige osanale, acum îl țineau în mormânt. Moartea care a biruit totul de la Eva până la moartea lui, moartea era bucuroasă, am reușit să terminăm cu Domnul Slave, chiar el a murit. Ucenicii am văzut, împrăștiați, necredincioși, lucrarea lui a fost îngropată împreună cu el, așa se gândeau, despre el s-a spus și se va spune ca despre mulți alții, a fost un proroc mare și atât. Asta era starea ucenicilor. Însă, după cum spuneam vineri, a venit duminica dimineața. Și duminica dimineața, Dumnezeu, Tatăl, a poruncit și l-a înviat pe fiul său, Iisus Hristos. Și este viu Hristosul înviat. Nu mai moare niciodată. Și aici este o taină pe care trebuie să o înțelegem uh, astăzi. Petru ne crapă așa puțin ușa uh, ca să înțelegem ce a făcut el sâmbătă și ne spune că în Duhul, pentru că trupul era murmânt. Um, el s-a dus și a proclamat biruința lui asupra păcatului și asupra morții. Duhurile răutății aflate în lanțuri în Hades au aflat primele despre biruința lui. Sâmbătă, El Hristos în Duhul a mers în cuibul morții și al neascultării. Am discutat noi mai pe larg cine sunt cei legați în lanțuri, da, în Geneza 6 îi găsiți. Și s-a dus în locul neascultării, în locul îngerilor căzuți, care sunt legați în lanțuri și așteaptă pedeapsa, și acolo au auzit prima dată din gura lui vestea mare a Biruinței. Însă, ca misiunea lui să fie completă, atenție, el trebuia să învie în trup din două motive. Să dovedească omenirii că el este cel așteptat. Și singurul în numele căruia putem fi mântuiți. Crezi asta? Amin. Și doi, să ia un trup de slavă. Pentru că el era în Duhul, în Hades, în temniță, ca să rămână în acest trup, Domn al tuturor. Nu uitați că el este și îl găsim în Apocalipsă, în cer în trupul de slavă, de unde știm? Pentru că are semnă, stigmata, semnele sunt acolo. Și vor rămâne acolo pentru că semnele durerii, semnele torturii, au devenit semnele gloriei. În rănile lui avem tămăduire. Amin? Argumentul este clar. Ca oameni firești în trup, nu putem moșteni împărăția lui Dumnezeu. Suntem carne păcătoasă, cum Domnul însuși spunea în Geneza 6. Iisus a venit să răscumpere nu numai Duhul, ci și trupul nostru. Auziți ce spunea Pavel? E foarte important. Spunea Corintenilor în capitolul 15. Ce spune o fraților este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați. Îmi place asta că vom fi schimbați. Nu? Îți place asta, îți place. Fără colesterol, fără diabet, fără burtă, vai fi schimbat. Fii atent, vei fi schimbat. În ceva superior. Căci trupul că trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, ăsta care merge în pământ, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Și ce îmi place cuvântul acesta? Moarte, moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moartei? Unde ți este boldul? Moarte. Boldul morții este păcatul. Și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Isus Hristos, Domnul nostru. Amin. Ai înțeles? Trupul acesta trebuie să îmbrage cu nemurire. Oricât de mult îți place de tine, este o versiune inferioară. Ești 1,0. Și 1,0 nu poate să moștenească cerul. Ci trebuie să vină tu nou, 2,0, care este trupul slabei. Cel vom moșteni la înviere. Și trupul ăsta nou va veni peste trupul ăsta vechi. Cu alte cuvinte, și trupul va fi răscumpărat în ziua aceea. Binecuvântat să fie Domnul. Nu știu dacă fi, vei fi blond sau brunet, dacă vei avea 2 metri sau 2, ceva, nu știu asta, dar știu că va fi glorios. Anticipezi, îți dorești momentul acela? De asta, Hristos a trebuit să învie din morți, fizic, să vină și să se arată oamenilor. Sâmbătă, Domnul a propovăduit lumii spirituale. Duminică a declarat în trup lumii fizice biruința lui. Tare ca să audă toți. Și să spun ceva. Azi dimineață, prin prezența ta aici, tu declari că Isus Hristos este viu. Toată lumea se face că știe asta, dar trebuie să trăiești ca și cum ar fi viu. Toată lumea ar spune astăzi, Cristos a înviat de dimineață, au început să curgă mesajele. Oameni cu care n-am vorbit de un an de zile. Ai început să primești și tu? Cel mai mult îmi plac alea care scrie forwarded many times. <laughs> mă simt foarte special. <laughs> Îți mulțumesc că mi-ai trimis și mie ce ai trimis celorlalți. Ce la rândul tău ai primit și tu, de altfel muncă altuia. Asta e o treabă super românească. Dacă vrei să-l feliciți pe unul, pune mâna pe telefon și sună. Scrie un mesaj unde să fie inclus și numele Lui. Da? Asta înseamnă că este special. Toată lumea spune astăzi Hristos a înviat, adevărat a înviat, dar mă întreb în timpul anului unde este Hristosul înviat. Pentru că hai să spun ceva, El nu iese din mormânt numai în Duminica Învierii. Și după aceea, șt, îl băgăm acolo din nou, tragem piatra și ne vedem de treburile noastre. Oameni buni, Hristosul înviat e viu în vecii vecilor. V-am spus astăzi, cred că de șapte ori chestia asta. Că poate se registrează undeva și înțelegem. Că el nu se schimbă, el, el, el este viu și când ai lumina stinsă în cameră. El, el, el este viu și când faci cu banii aia, ce știi tu că faci cu banii aia? El este viu și știe totul, amin? Hristosul înviat nu este viu numai duminica la biserică, în duminica învierii când suntem îmbrăcați frumos și declarăm, El este viu în vecii vecilor. El este cel care ne-a dat biruința. De fapt, El este cea mai mare biruință. Pentru că este biruința împotriva morții. Moartea este inamicul ăsta și ret și enervant care ne omoară ne pe toți. Moartea ne omoară pe toți. Ați auzit-o la biserică pe asta. E adevărat. O sută din o sută mor. Moartea este ultimul inamic. Și vestea bună pe care o auzim duminică dimineață de Paște este că moartea a fost învinsă. Da, mai suntem acum în trup. Va trebui să experimentăm toți moartea asta fizică, însă niciodată cea spirituală. Niciodată noi nu va trebui să spunem Eli, Eli, la masa Bactani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce mai părăsit. Niciodată nu vom experimenta despărțirea de Dumnezeu în această viață. Benjamin Franklin este vestit că și-a scris propriul epitaf. Îmi place de omul ăsta. Deși n-a fost el chiar un creștin așa în sensul adevărat, se pare că a fost foarte influențat de învățăturile lui Pavel. Iată cum suna epitaful lui Benjamin Franklin. Și acum e la fel. Zice, Aici zace corpul lui Benjamin Franklin ca o copertă a unei cărți vechi. Conținutul său rupt se află aici, hrană pentru viermi, dar cartea aceasta nu se va pierde în totalitate, ci va apărea încă o dată într-o ediție nouă, perfectă, corectată și modificată de autor. Oh, aleluia, ce frumos a prins învățătura lui Pavel! Aici este cartea, da, e veche, dar nu se va pierde. Ci va apărea corectată, modificată, perfectată de însuși autorul ei. Astăzi toți suntem ediții vechi. Te-ai 20 de ani și crezi că ești. ești. Dar pentru o vreme. Puțină vreme și când încep să te doară umerii și încheietorile, să știi că deja ai trecut la, la varianta veche. Da, este temporar, este o variantă nouă. Da, toți suntem ediții vechi. Dar Domnul vrea să ne îmbrace cu cea nouă. Și în dimineața Învierii noi celebrăm lucrul acesta. amin? Așa că învățătura Învierii, oameni buni, ascultați-mă bine, învățătura aceasta a Învierii este crucială pentru creștinism. Creștinismul fără Înviere este o religie ca oricare alta. Are niște adepți ca oricare alta, o filozofie de viață ca oricare alta. Sunt peste 300 de versete în Biblie care vorbesc despre înviere. Ni se spune că acest eveniment este un semn pentru cei necredincioși și învățăturile acestea, 300 de referințe la înviere, ne dau nouă o garanție că sunt adevărate. Învierea este, dacă vreți, centrul Evangheliei. Centrul, totul se leagă de înviere. Învierea este un impuls pentru evangelizare. ne ajută pe noi să înțelegem că toți trebuie să audă că Hristos a înviat. Nu numai odată, pe an, în dimineața Paștelui. Este motivul angajamentului nostru total. Suntem dedicați pe viață acestui adevăr. Și de această înviere, atenție mare, este legată a doua venire a Domnului Isus Hristos. Crede cineva că Domnul mai vine? Noi îl așteptăm să vină pe nor de slavă. Noi nu spunem asta numai la biserică, ci spunem asta în fiecare moment. Doamne Iisuse, vino! Noi te așteptăm! Învierea este legată de a, doua lui, de a doua lui venire. Și în sfârșit, acest eveniment pe care noi îl celebrăm astăzi este modelul învierii din morți a creștinului. Ai fost sigur la o mormântare. Și l-ai auzit pe predicator spunând, asta nu este adio. Asta este doar la revedere. Biblia spune că cel care crede nu moare, ci adoarme. doarme în Hristos. Asta este modelul învierii creștinului și ne dă nouă un gust interesant al cerului. Ne dă nouă acest sentiment că asta nu este finalul. Moartea ce domnea a fost învinsă. Păcatul care ne subjuga a fost și el înfrânt. Despărțirea de cei dragi este doar temporară. Este doar temporară. Acolo, în slavă, împreună cu cei dragi care nu mai sunt cu noi, îl vom slăvi pe mielul divin în vecii vecilor. Este cineva care își dorește lucrul ăsta aici. Haleluia! acolo îl vă slăvi pe el regele regilor. Așa că orice ne rezervă viața asta, noi avem speranța în învierii. Noi avem credința în Domnul Isus Hristos. Pentru că ceea ce spunem noi, noi ce facem aici, noi proclamăm viață, este cel mai mare adevăr care a fost rostit vreodată. Știi care e cel mai mare adevăr? Hristos a înviat. Ăsta e cel mai mare adevăr care a fost rostit vreodată. A înviat a înviat, a înviat. Dar acum, Hristos a înviat. Viața noastră a credinciosului este întotdeauna după această afirmație. Dar acum, Hristos a înviat. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, adică cel din tâi, cel mai mare, Chiar dacă moartea a venit prin om, spunea Pavel, Corintenilor, în capitolul 5, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, așa toți vor învia în Hristos. Poți să spui amin la asta. Dar fiecare la rândul cetei lui. Unii în frumoasa, alții în Alexandru. Nu, despre asta e vorba. Dar înțeles voi. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea Lui cei ce sunt a Lui Hristos. Primul lucru pe care îl spune Hristos după înviere, știți care este? Primul lucru pe care îl spune Hristos este pace vouă, nu vă temeți. Acum, dacă aș sta într-o cameră și m-aș trezi cu el prin ziduri acolo și mie îmi trebuie să mi spui nu te teme, că aș avea un atac de panică instant. Când l-au văzut, s-au blocat ucenicii normal, au început să se teamă și el spune, nu vă temeți, nu vă temeți. Mesajul central al dimineții învierii este nu te teme. Ce ai crezut că -i? Nu te teme. Ăsta este mesajul central. El le spunea ucenicilor, nu vă temeți, nu vă temeți de romani. Nu vă temeți de preoți, nu vă temeți de farisei, nu vă temeți de nenorociri. Nu te teme de profesor sau cel ce te domină. Acum Hristos a înviat. Cu moartea pe moarte călcând. Și celor din morminte, viață dăruindu-le. De ce frică fricazi? Pentru că în dimineața învierii fiecare de aici trebuie să ne biruim frica. Mesajul central al învierii este nu te teme, nu te temi, uite-te la crucea asta. Toate păcatele, toate fricile, tot stresul, toată nenorocirea din viața noastră a fost intuită pe cruce. O vezi? Asta am făcut vineri seară. Ne-am pus motivul vinerii. L-am pus, pus acolo pe cruce. Astăzi întrebarea noastră trebuie preluată de la Pavel. Unde ți este boldul moarte? Unde ți este puterea? Pentru că erai cea mai tare din ring și ai crezut că l-ai, biruit până și, pe, până și, pe, domnul vieții. A celebrai sâmbătă. La duminică dimineața, întrebarea pe care toți trebuie să o punem, unde îți este boldul moarte? Unde ți este puterea? Ce putere mai ai tu moarte peste cei răscumpărați? Oameni buni, acum noi nu mai plângem. Hristos a înviat. Acum noi nu mai suntem depresivi, Hristos a înviat. Acum pentru noi nu mai este frică, Hristos a înviat. Acum nu mai geluzim pe alții. Hristos a înviat. Într-o dimineață la școala duminicală. Învățătorul a avut o idee. Era dimineața învierii, Paștele. Și le spune copiilor așa. Fiecare dintre voi primiți o cutie goală. Și vreau să mergeți afară și să găsiți un simbol a învierii lui Hristos. Și copiii fericiți au zis, gata, mergem. Între copii era și Filip, un băiețel cu sindrom Down. Copiii nu prea l-au primit între ei, că era mai deosebit. A primit și el o cutiuță. Și toți au plecat afară să înceapă să strângă simbolurile acestea. După 20 de minute au revenit înapoi fiecare mândru de ce avea în cutiuță. Au pus cutiile în centru și au început să le deschidă. Prima, o floare. Wow! Extraordinar! Primăvara, floarea reprezintă învierea. Al doilea, un fir de iarbă. Extraordinar! Un fir de iarbă care reprezintă și ea la fel învierea. A treia cutiuță, un fluture. Asta a fost larvă, uite. A ajuns un fluture. Reprezintă învierea. Și toți copiii și-a exprimau admirația și aplaudau. Și la sfârșit a rămas o cutie, una singură. Și când a desfăcut-o, învățătură era goală. Și copiii, o, cineva nu și-a făcut treaba. Cineva nu... copiii pot fi foarte răi. Cineva nu și-a făcut treaba. Și micuțul Filip spune, e cutia mea. Filip, tu întotdeauna nu faci nimic bine. Tu n-ai înțeles nimic, Filip. Și micuțul cu sindrom Down spune, nu. Nu am înțeles. Cutia e goală? Pentru că mormântul este goal. Și atunci învățătorul cu toți copiii au aplaudat și au spus ce simbol extraordinar. După câteva luni, Filip a făcut o infecție pe care copiii normal ar fi biruit o și a murit. La mormântarea lui Filip, toți colegii au venit la sicriul lui și au pus o cutie goală. Cutia goală care reprezintă mormântul ce este gol binecuvântat să fie Domnul. O viața ta poate nu are nimic în ea deosebit și poate cu adevărat nu știi ce să faci cu ea și de multe ori viața ta poate să fie cutia goală. Dar astăzi vestea bună este cutia goală reprezintă mormântul gol. Hristos nu mai este acolo. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. E momentul bucuriei Momentul când uh, venim înaintea lui Dumnezeu cu bucurie și ne întoarcem în către frica din viața noastră. Am vorbit la început de ucenicii care nu înțelegeau nimic, care se agățaseră foarte mult de ceea ce știau ei. Și viața ta poate să fie acum la fel. Ascultă, dacă stai departe de Dumnezeu, viața ta este o, un amestec de vineri cu sâmbătă. Vineri durere, stres, probleme, sâmbătă liniște. Nu s de nimic din partea lui Dumnezeu. Ca să experimentezi dimineața în învierii, trebuie să crezi. Și să lași pe El să stăpânească. Și să lași pe El să domnească. Așa că îndemnul meu din partea lui Dumnezeu astăzi este eliberează totul din cutia ta scoate afară tot. Ceea ce credeai tu că este relația cu Dumnezeu, ceea ce ai fost învățat tu până acum, scoate afară cu tumele și lucrurile care te împiedică să te apropii cu adevărat de El. Și spune, Doamne, astăzi Tu să domnești în viața mea. Doamne, astăzi orice lucru îl am în viața mea, îl aduc înaintea Ta. Doamne, am nevoie de înviere. Trupul meu are nevoie de înviere, sufletul meu are nevoie de înviere, Duhul meu are nevoie de înviere. Și îmi doresc să le experimentez pe Hristosul înviat, pe Cel care a fost mort, a fost pus în mormânt, oștenii l-apărau, ca nu cumva să-L fure ucenicii dar acum este viu în vecii vecilor. Hristos a înviat și Hristosul înviat nu mai moare niciodată. Haideți să ne închinăm.